Cadrele didactice de la Școala de Muzică și Arte Plastice își doresc ca în noul an elevii să-și cultive aptitudinile și să fie dornici să muncească. De asemenea, profesorii îndrumă să fie deschiși spre cunoașterea frumosului. O altă dorință arzătoare este legată de rezultate. Până acum, elevii au avut cu ce se mândri. Pe viitor, Școala de Muzică și Arte Plastice dorește să continue cu aceste reușite. Cei care activează în instituție se gândesc însă și la clădirea care adăpostește școala. Speranțele noastre sunt ca să putem să ne desfășurăm activitatea în acest cadru special aici. Clădirea aceasta ne este dragă, chiar dacă e veche, noi ne simțim bine aici, mai ales că unii dintre noi, profesorii, aici am crescut ca și elevi ai secției de muzică și arte plastice. Un alt obiectiv stabilit pentru anul școlar următor vizează o prezență cât mai numeroasă a elevilor la concursurile de profil. Participarea la aceste competiții este cu atât mai importantă cu cât Școala de Muzică și Arte Plastice din Reghin se află în orașul Viorilor. Este orașul Viorilor nu numai datorită faptului că aici se construiesc instrumente muzicale, ci și datorită faptului că avem această secție de muzică și arte plastice, că avem public dornic să cunoască realizările noastre, că avem copii minunați. Școala de muzică are și o orchestră populară cunoscută. Ori de câte ori Reghinul primește oaspeți, aceștia sunt încântați de evoluție. Școala de muzică și arte plastice din Reghin a avut în anul școlar anterior 263 de elevi. Tot atâția vor activa și în anul școlar care urmează. Înscrierile s-au realizat în data de 30 mai printr-un examen de admitere.